Salutare, dragi prietenii, la un nou vlog. Ia uitați, cum v-am spus în vlogul anterior, nu le-am mai adus de mult la apă, dar na, m-am răzgândit și le-am adus. Ia uitați-le cât sunt de fericite. Rațelele și sunt mai în spate pentru că rătăiul nu prea vrea să vină. Ia uitați cât sunt de fericite. Mai ales cea pechin de carne se bălăcește în continuu. Ia uitați-o, s-a băgat una cât bapă. Ia uitați-le și pe acestea tineret. Nu prea pot să vă arăt pentru că, cum se poate vedea, ia uitați, ploaia a făcut vraiște pentru că râul a urcat până în pădure și uitați, este destul de înalt și a urcat destul până aici, mai exact, uite că se vede până unde a urcat. Și nu pot să le țin chiar mult pentru că mi-ar place și mie cum are, de exemplu, microferma de păsări. Mi-ar place să am iaz, dar nu am. Dar este bine și cea. Pentru că și ele se distrează puțin. Na, ia uitați. Se vede mai ok pentru că am mărit puțin. Ia uitați, sunt fericite la maxim. Orățele și că văd că a venit, dar nu a venit toate. Pentru că trebuie să stau aici. Pentru că uitați că râul tot se duce, se duce, se duce. Și ele tot pleacă, pleacă, pleacă. Și nu vreau să le pierd. Trebuie să stau aici, cu toate că am rație în urmă, o familie de rații leșești, una neagră și una pestriță și rățoiul cel maro, pentru că nu am adus toți rățoii leșești pentru că se băteau, se bat, pentru că ei sunt în curte, sunt despărțiți, o pereche și ceilalți mai au rație. Ia uitați, s-a băgat sub apa, acum a ieșit, ia uitați. Sunt de fericite, ia uitați, ia uitați. Cum se bagă sub apă și iese imediat. Deci, și la căldura care este, e super pentru ele. Ele sunt fericite. Aș vrea să fac eu ceva pentru ele, să nu mai treacă apă, să opresc apa aici, să fac un fel de bazin. O să opresc puțin camera, nu, de fapt nu o opresc. Pentru că aș vrea să merg. Dar ia uitați, ei tufiș peste tot, e pădure, la propriu. Ia uitați-le, sunt de bucuroase. Aș vrea să mă duc să le aduc și pe celelalte, dar nu prea pot.